Am revenit și în această seară. Suntem alături de Ana Crudu, președinte al Asociației Blessing Hearts, președinte, dar mai mult decât atât și coprezentatoare, colegă de-a noastră. Ana, bine ai venit, mă bucur să te revăd. Bine te-am regăsit, Cezara. Bună seara ție, bună seara telespectatorilor care privesc știrile TLM, bună seara tuturor. Bine ne-am revăzut. Îmi pare foarte bine că în această seară te am ca și invitat, pentru că acțiunile și activitățile din spatele emisiunii tale, pe care foarte multă lume o urmărește și se bucură de prezența ta și a invitaților tăi, sunt nu doar de caritate, dar sunt și acțiuni care aduc frumosul în viața oamenilor pentru a mai uita și a ne aminti oarecum ceea ce înseamnă să fim oameni. Așadar, Asociația Blessing Hearts, spune-mi, te rog, suntem în perioada lunii decembrie, o perioadă mult așteptată de cei mici și nu numai, chiar și cei mari au nevoie de puțină liniște și puțină căldură sufletească. Care sunt principalele activități pe care le desfășurați în această perioadă? Ca de obicei, nu doar asociația cărui program îl coordonez, ci marea majoritate a ONG-urilor sunt supraaglomerate și ușor forțate și împinse de situație în această lună. Suntem dați peste cap cu tot ce înseamnă program. Avem foarte multe proiectele pe care le desfășurăm în mod constant și, bineînțeles, cele care vizează cadourile de Moș Crăciun și serbările la școli, la grădinițe, pentru copii, în special din mediul rural, dar nu numai, și pentru bătrâni, pentru că și ei așteaptă Moș Crăciun și își doresc și ei. De multe ori mă gândesc că doar la copii ar fi imperios necesar să ajungem, dar stau să mă gândesc că, știind experiența din anii precedenți, și bătrânii abia așteaptă, poate mai puțin dulciuri sau fructe, mai mult alimente. Acolo este problema cea mai stringentă și lucruri care să le țină de cald, pături, pilote, încălțăminte de sezon. Spune-ne, te rog, acești bătrâni fac parte din centre care se îngrijesc de aceștia sau mergeți către beneficiari pe care îi cooptați aleatorul din diverse surse? O parte din ei sunt bătrâni din centre, bătrâni la care noi am mai fost și în anii trecuți și la care mergem constant, adică aș vrea ca telespectatorii să înțeleagă, a face o faptă bună nu e suficient să o faci doar de Crăciun și de Paști. E foarte important să mergi constant la acești oameni. Noi mergem constant la bătrânii și din centrele sociale, dar prioritatea au bătrânii care sunt singuri, bătrânii care sunt fără persoane să le ajute, departe de asfalt, spunem noi, adică din mediul rural, acolo unde mai greu ajung cei care vor să doneze. Toată lumea se duce de regulă către zona limitrofă a Iașului sau chiar în Iași. Și noi ajungem acolo unde mai puțin vin donatorii. Dar sunt persoane vulnerabile, aflate în situații vulnerabile din mediul rural. Într-adevăr, știm foarte bine că mediul rural, din păcate, primește o mai puțină atenție din partea societății. Acum nu punem în temă, poate, structura sau cum ajunge modalitatea, dar spune-mi, te rog, spiritușii lui Moș Crăciun din cadrul asociației. Cum se descurcă pentru ca aceștia să beneficieze de toate aceste daruri? Uite, ieri seară, la ora 11, încă nu terminasem de făcut pachetele. Încă mai avem foarte mult de lucru, pentru că avem notat pe agendă vârsta copiilor, a bătrânilor, zona de unde sunt, și atunci încercăm să facem pachetele personalizate, pentru că în pachetelele, cel puțin de la copii, ajung și încălțăminte și îmbrăcăminte și am vrea ca acești copii să se folosească de ele. Uite, spre exemplu, zilele trecute am făcut un apel la cei care urmăresc pagina de Facebook a asociației. Aveam în cadrul asociației primită o donație de niște Adidas cu crampoane. Ei, nu puteam să le duc la oricine, fi vrut să le duc la niște copii care realmente au nevoie de ei. Și am făcut un apel. Noi am avut vreo 15 cutii de astfel de papuci și am primit imediat mesaje de la oameni care știau niște copii necăjiți care aveau nevoie de astfel de încălțăminte, pentru că am înțeles că sunt foarte scumpe, mănuși de portar, de fotbal, Adidas din trăștea, da. Într-adevăr, e o recuzită care necesită un pic de implicare. Și am primit apel de la mai multe persoane, așa că suntem foarte bucuroși să le ducem acolo unde este nevoie. Și da, pentru copii avem personalizat atât dulciurile, cât și încălțămintea
și îmbrăcămintea. De aceea, munca noastră este poate de 2-3 ori mai mare decât în lunile precedente. Bineînțeles, pentru că, așa cum am spus, toată lumea l-așteaptă pe Moș Crăciun, inclusiv campania pe care o desfășurați și tu ești Moș Crăciun. De cât timp ați început să o desfășurați? Sub numele acesta de 3 ani de zile, dar campanii pentru Crăciun au fost de când s-a înființat asociația, din 2015. Cred că se numea Christmas Bliss, ceva de genul ăsta, Bliss Christmas. Mă rog, copiii, voluntarii din asociație, ei se ocupă de denumirea campaniei, ei se ocupă de tot ce înseamnă personalizarea ei a evenimentului pe mass media. Și că ai adus în discuție acești voluntari, cam cât sunt la număr aproximativ? Depinde de proiectele pe care le avem. Sunt proiecte în care am nevoie și sunt necesari foarte mulți voluntari, proiectele de regulă, competițiile sportive, dar sunt, uite, cum este campania de Crăciun, avem, cred că, în jur de 15 voluntari, dar aici e de menționat că de data aceasta avem voluntari mai de vârsta a doua sau a treia chiar. Oameni care au fost anii trecuți doar privitori ai campaniei și acum au sunat să ne dea o mână de ajutor și mă bucură tare mult. Da, într-adevăr, da. Într-adevăr, persoane care, cum ai spus și tu, sunt trecute de a doua, a treia vârstă, da, chiar să-și ocupe timpul liber, care oricum cred că este destul și de limitat. Și să știi că le și face plăcere și au foarte multă răbdare și sunt bunicuțe care pun mâna și împăturesc căinuțele pentru bebeluși și așa se mai uită una la alta și le fac fotografii la pantalonaș, la fustițe. Sunt foarte încântați de toate aceste lucruri. Acum doream să te întreb feedback-ul pe care l-ai simțit din partea societății, adică spiritul civic al oamenilor, dacă într-adevăr a pătruns atât de profund în activitatea asociației. Noi avem o comunitate unită și o comunitate implicată, iar eu m-am convins de lucrul acesta de mulți ani. Acțiuni caritabile fac de când mă știu. Poate că sub umbrela aceasta a organizației o fac din 2015, dar de când mă știu, mi-a plăcut să ajut și asta pentru că am avut și sprijinul celor din jurul meu. Iar odată cu trecerea anilor, cumulul persoanelor care au venit alături de mine a fost din ce în ce mai mare. E adevărat că poate resursele sunt mai limitate față de anii precedenți, poate că în anii din urmă era mai mult, bugetul era mai mare pentru cei care donează, acum este mai mic, dar ca număr de persoane sunt mult mai multe față de anii precedenți. În schimb, ne bazăm și avem sprijinul societăților, firmelor care, exact, care pot dona cei 20% din impozitul pe venit, al persoanelor care donează cei 3,5% din impozitul pe salariu. De acolo încercăm să extragem suma necesară pentru fiecare lună, pentru că bugetul este mai mare alocat pentru luna decembrie, e adevărat, pentru luna aprilie și pentru luna iunie. Pentru că e luna cu Paștele. Exact, și ziua copiilor și Crăciunul. Dar noi trebuie să avem un buget constant în fiecare lună, pentru că avem de plătit terapii, avem de, și sunt foarte multe cazuri neprevăzute. Dar spune-mi, te rog, care sunt principalele acțiuni, obiective pe care asociația și le-a propus? Pentru că, așa cum cunoaștem, cum ai spus și tu, ONG-urile în această perioadă sunt foarte aglomerate. Vorbim despre ONG-uri care se ocupă cu problemele copiilor cu autism, despre ONG-uri care se ocupă expres doar de bătrâni, de copii și așa mai departe. La asociația în care activezi, care sunt principalele obiective? Eu mi-aș fi dorit să am doar un singur obiectiv, să fie doar pentru copii, nu știu, cu dizabilități, spre exemplu, dar sunt contactată de foarte multe persoane și mi-e foarte greu să refuz. Sunt un om care greu pot să spun nu sau nu am cum sau nu am buget. Și atunci, în cadrul asociației, ne implicăm și către bătrânii aflați în stare foarte dificilă, în situații vulnerabile, către copiii din mediul rural cu performanțe școlare, către copiii din mediul rural aflați în risc social, către copiii cu dizabilități. Adică ne-am întins cumva mai multe ramuri. Exact. Dar când spunem mediul rural, dăm exemple de câteva locuri, comune, sate în care voi ajungeți. Aici vreau să punctez dacă se întâmplă doar în zona Iașiului sau poate ajungeți și în alte județe. Am ajuns și în alte județe, am fost și la Bacău, și la Suceava, și la Neamț,
dar constant ajungem în zonele de la marginea Iașului, la limita, uite, de 5 ani de zile mergem la Vledeni. E aproape, sunt niște sate aproape de Botoșani. Foarte departe. Mi-a trebuit o zi să ajung până acolo, să încarc mașina, să ajung acolo, să descarc, să dau cadourile și să mă întorc înapoi în Iași. Adică am plecat dimineața la 8 și am ajuns după amiază la 4-5. Și ajungem la Tomești, Holboca, Răducăneni. Cert este că oricum atingeți și alte zone în afara județului, municipiului Iași, ați spus. Cu siguranță. Da, și Suceava, Neamț. Suceava, Neamț, Bacău. Sunt trei fetițe care beneficiază de ajutorul nostru din Bacău de câțiva ani de zile. Care sunt criteriile în urma cărora oferiți acest sprijin copiilor? Aș vrea să am niște criterii foarte bine puse la punct, doar că ne sensibilizează anumite cazuri, dar aș vrea ca cei care ne privesc să știe că toate aceste cazuri sunt atent monitorizate de noi și inclusiv perioada de după ce, hai să zicem așa, punem pansamentul pe rana deschisă. Nu, ei vor fi supravegheați și după asta și de regulă sunt ei cei care ne sună și ne spun suntem mai bine sau am mai avea nevoie de un anumit lucru sau dacă ne puteți ajuta. Mi se cer foarte multe, spre exemplu de părinți, mi se cer foarte multe locuri de muncă. Mi-e greu să fac față. Într-adevăr, acesta este un lucru foarte important, pentru că, vedeți, aceștia nu vor neapărat un ajutor material sau financiar. Sigur că ci da. Ei singuri sigur să-și poată procura astfel de lucruri pentru copiii, familia lor. Desigur, am avut burse, spre exemplu, am avut o bursă către o fetiță care a terminat facultatea de medicină și pe lângă bursă, bursa nu era foarte mare, adică, nu știu, cred că în jur de 400 de lei pe lună, dar pe lângă bursă erau trimestrial, le spuneam, avem un buget atât, ce credeți că mai aveți nevoie? Păi avem nevoie de schelet, spre exemplu, sau o fetiță care este, Bianca Cobzaru, este campioană națională la box, la fel a beneficiat de bursă până la majorat, până a terminat liceul sportiv de bursă din asociația noastră și aveam același buget pentru toți bursierii. Ție îți luăm schelet, tu ce ai nevoie? Tu păi eu am nevoie de echipament da. Pentru cantonamente, eu am nevoie de... pentru fiecare era diferit. Și da, au nevoie de foarte multe lucruri, ne este foarte greu să refuzăm. De foarte multe ori studiem cazurile și ajungem la concluzia că nu trebuie să ne implicăm în anumite situații. Sunt și astfel de situații, când doar se cere, fără a se oferi nimic. Și atunci spunem, nu facem un pas înapoi, nu intervenim, acolo nu e de noi. Suntem la finalul anului, oarecum o retrospectivă am înțeles sau am încercat să o creăm aici, pentru că activitatea asociației este una vastă, așa cum ne-ai povestit. Haideți să vedem pe anul următor care ar fi principalele rezoluții. Pe anul următor, eu îmi doresc să continui cu aceleași proiecte, nu știu ce o să-mi rezerve anul următor, dar cu siguranță la noi apar situații neprevăzute ca de fiecare dată. Sper să reiau gala Blessing Hearts, pentru că toată lumea mă întreabă și pe care mi-o doresc să o duc mai departe. A fost proiectul meu de suflet, l-am oprit în perioada pandemiei și iată că am zis că aștept să se adune mai multe activități ca să pot încununa o gală. Încep să se adune și probabil că anul viitor vom avea și gala. Ducem în continuare plata terapiei, mergem în continuare cu cazurile pe care le avem cu copiii aflați în mediul rural, cu bătrânii aflați la centre și în mediul rural, bătrânii singuri. Cu toate aceste lucruri mergem mai departe și probabil vor mai interveni și altele ca de fiecare dată. Cum va arăta programul, dacă putem să-l schițăm un pic în perioada aceasta sărbătorilor de iarnă, Revelion, pentru ceea ce înseamnă beneficiarea acțiunilor voștri? Deja avem o săptămână de când tot facem pachete, iar săptămâna viitoare, duminică este ultima zi în care vom mai cumpăra fructele, pentru că ele sunt proaspete. Exact, și de luni încolo, până joi inclusiv, mergem și ducem pachetele. După care sperăm să avem și noi sărbători liniștite și beneficiarii și toată lumea. Și câte persoane fac parte din această echipă care distribuie pachetele? Care distribuie pachetele sunt, cred că, în jur de 7-8 persoane. Încă nu am făcut un grafic pentru fiecare persoană pe zile. Sunt voluntari și aici depinde foarte mult de timpul liber pe care îl au ei în ziua respectivă. Noi nu avem un program cu voluntarii. Avem un grafic și bifează fiecare atunci când e liber.
Probabil vom fi în jur de 2 mașini, 7-8 persoane pe zile. Nu pot să nu încurajez astfel de activități și mă bucur foarte mult că le transmis telespectatorilor și în această seară în discuția împreună cu mine. De ce aveți nevoie în acest moment din partea celor care vor să participe la acțiunile voastre? De orice. Noi avem nevoie de orice și ne bucurăm și le primim cu drag de încălțăminte pentru copii, de încălțăminte pentru bătrâni, de produse neperisabile, alimente pentru bătrâni, de dulciuri, de jucării, de fructe, de toate avem nevoie. Inclusiv vorbim și de zona aceasta educațională, adică pot... Sigur că da, sigur, de rechizite, cărți. Da, rechizite, cărți, cum să nu? Pentru toate vârstele. Pentru toate vârstele. Ajungeți inclusiv de la cei mici de la grădiniță până la cei Sunt mai mari? Sunt familii cu 7-8 copii, Cezara, cu 9 copii avem. Adică vârstele sunt diferite. Acolo dacă te duci cu 2 pachete de cărți, ai acoperit toate vârstele. Îmi pot imagina acest lucru. Ana, totodată, spune-mi, cum simți tu personal, aparte de ceea ce înseamnă implicarea celor din jurul tău, oamenilor care te cunosc, care știu activitatea ta, a colegilor cu care tu lucrezi, cum simți această zonă a sărbătorilor de iarnă când efectiv ajungi în locuri care sunt convinsă că te apasă un pic, pentru că e o discrepanță atât de mare între ceea ce înseamnă Iașul, da, orașul în care locuiești, și ceea ce înseamnă mediul rural? I-am spus mereu că, știi, Nicolae Iorga spunea că veșnicia s-a născut la sat. Eu am spus mereu că sărăcia și nevoile și neamul, vorba lui Eminescu, tot la sat s-a născut. E crunt, e cumplit ce vedem acolo. Am mai spus-o și în alte emisiuni. Am văzut copii de 8-9 ani cu papucei de plastic la minus 20 de grade. Am văzut o realitate cruntă a vieții noastre. Dacă pe-ai noștri de acasă ne ocupăm să aibă dulciuri fără gluten, fără zahăr, fără tot ce e nociv, ei se bucură și de o acadea pe băți plină de euri. E cumplit. E cu totul altă realitate acolo. Cum mă simt eu? Mă simt că aduc o picătură într-un ocean. Ar trebui mult mai mult, dar atât se poate acum. Sper, singura soluție pe care eu o discut și am discutat-o și cu Vlad Simionescu, cu colegul meu, cu care merg, campionul judoka, cu care merg în fiecare an la copii, și o discutam și cu Bogdan Tănase zilele trecute, singura soluție este să-i scăpăm din mediul acela și să-i aducem să aibă o viață decentă și frumoasă acolo unde pot să aibă singuri grijă de ei și o altă educație. Asta e singura soluție. Să le prezentați oarecum oportunitățile, exact, care pot veni către aceștia. Mi-ai dat câteva nume de colaboratori, prieteni, oameni cu care tu lucrezi pentru aceste fapte. Îmi sună cunoscut și mă rezum la atât. Sunt într-adevăr oameni care fac la rândul lor fapte bune și poate și în alte zone pentru acești copii și nu numai familiile acestora. În afară de aceștia, la nivelul comunității ONG-urilor din Iași, aveți poate proiecte sau idei care cumva vă adună împreună? Ca sigur că da. Eu colaborați la nivelul acesta? Sigur că da. Vreau să cred și chiar cred asta, că ONG-urile nu concurează între ele. Toate împreună vor să aducă un bine și un plus de valoare societății, comunității din care facem parte. Nu concurăm între noi, dar avem proiecte comune. Uite, cu Maura Angel de la Creativis am proiecte de dinainte de a avea asociația, de aproape 10 ani. Cu Bogdan Tănase la fel. Sunt foarte multe asociații cu care colaborez de-a lungul timpului și îmi face mare plăcere cu Chioanes Iași. Ne bucurăm foarte mult să știm acest aspect, pentru că este important. Așa cum ai spus și tu, acea picătură într-un ocean e practic acei mici pași care încet ca un bebeluș începi să-i faci, dar iată ajungi un om mare. Aici înseamnă rezultatul acțiunilor voastre, care se rezumă practic la bucuria și educația unui copil dintr-un mediu și rural. Și la o societate sănătoasă. Exact, și la o societate pentru copiii de astăzi sunt adulții de mâine, așa cum îmi place mie să spun. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru și prezență. Eu. Te și susținem, eu. Îți dorim mult succes. Mulțumesc spun frumos. Pentru tine, dar știu, sunt convinsă că în spate întreaga e ta o echipă. Sigur e o echipă da. Pe care o felicităm și apreciem. Și să fie sărbători liniștite pentru toată lumea. Mulțumesc frumos, sărbători fericite și ție și telespectatorilor, sărbători cu bine. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem data viitoare, dar până atunci toate cele bune. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.